Melatonina. Cu toții știm că melatonina poate să ne ajute la somn în două feluri. Ne ajută să adormim mai rapid și totodată să rămânem în stare de somn fără să ne trezim în mod repetat. De asemenea, melatonina ne ajută să corectăm rapid dereglările de ritm circadian cauzate de diferențele de fus orar atunci când călătorim la distanțe cu avionul, așa numitul jet lag. Însă, dincolo de aceste două beneficii aduse de melatonină, pe care mulți le cunoaștem deja, vreau să vă prezint o serie întreagă de descoperiri recente legate de beneficiile extraordinare pe care le oferă melatonina, lucruri pe care probabil nu le știți. Vă salut, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, blog în care puteți să aflați o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, abonați-vă pentru a primi postări noi. Melatonina este un hormon al cărui nivel scade considerabil odată cu vârsta. Un studiu din 2014 arată că 45% din americani au probleme să adoarmă cel puțin o dată pe săptămână și 53% se trezesc și nu reușesc să mai adoarmă, cel puțin o dată pe săptămână. Pe lângă beneficiile aduse de melatonină vis-a-vis de îmbunătățirea somnului, acest hormon are un rol semnificativ în reducerea stresului oxidativ. Organismul are două metode principale de reducere a stresului oxidativ și una dintre acestea este melatonina, ea fiind un puternic antioxidant, mai antioxidantă chiar decât glutationul și de asemenea cu dublă valoare antioxidantă comparat cu vitamina E, care este cunoscută a fi un puternic antioxidant. Adesea auzim vorbindu-se în diferite medii despre antioxidanți. Unii beau cafea pentru că este antioxidantă, alții beau ceai, alții mănâncă fructe de pădure, de care se știe că sunt antioxidante. Haideți să vedem pe scurt la ce ajută acești antioxidanți de care am auzit de atâtea ori de-a lungul vieții și după care aleargă atât de mulți oameni. În videourile precedente am mai amintit despre mitocondrie. Ce este mitocondria? Ce am spus că era mitocondria? Mitocondria este fabrica de energie a fiecărei celule. Doctorul Roger Sehol, care este și profesor universitar la Facultatea de Medicină Riverside din California, făcea o analogie a funcționării mitocondriei în organism cu motorul termic al unei mașini și spunea el că procesul prin care mitocondria produce energia necesară organismului, și anume ATP, ar putea fi comparat cu motorul unei mașini ce produce energia necesară ca aceasta să se deplaseze. Dar așa cum motorul unei mașini are nevoie de răcire, de apă și un radiator ca să nu se distrugă prin supraîncălzire în timpul funcționării, exact la fel mitocondria are nevoie de antioxidanți disponibili și ușor accesibili pe care să-i utilizeze pentru a reduce stresul oxidativ cauzat în urma generării energiei. Melatonina este secretată pe timpul nopții de către glanda pineală, care este situată în creier, și pe timpul nopții ajunge intracelular la mitocondrie și aceasta reduce stresul oxidativ din mitocondrie. Orice sursă de lumină care intră în contact cu ochii blochează producția de melatonină de la glanda pineală. Pentru a se produce melatonină în glanda pineală, este necesar ca nervul optic al ochiului să nu mai sesizeze lumină, deci practic corpul să înțeleagă că a venit noaptea și ca atare organismul să intre în faza corespunzătoare ritmului circadian. Faptul că stăm în fața ecranelor până la ora 10, 11, 12 sau chiar 1 noaptea blochează secreția de melatonină. Lumina albastră blochează complet producția de melatonină în glanda pineală, motiv pentru care, în dormitor, este ideal să avem lămpi cu intensitate redusă și culoare caldă, cât mai înspre culoarea tipică al unui apus de soare. Când nervul optic detectează o lumină orange roșiatică cu nivel scăzut în intensitate, dă comandă glandei pineale din creier să înceapă producția de melatonină. În general, acest lucru ar trebui să se întâmple undeva în jurul orei 9 seara. Prezența melatoninei în sânge induce starea de somnolență, așadar persoanele care au probleme cu somnul ar trebui să nu folosească seara lumină intensă, și anume să nu stea la ecrane sau telefoane mobile, tablete, computere sau televizoare începând de pe la 9 seara și să nu folosească decât surse de lumină difuză și caldă. Lumina rece alb-albăstruie stimulează producția de cortizol și dă starea de alertă, motiv pentru care dimineața este bine să fim expuși cât mai repede la o lumină naturală de la soare, care ne va ajuta să trecem relativ rapid din starea de somnoleță în starea de alertă pentru a începe activitățile zilnice. Până nu demult, cercetătorii au avut un mister nerezolvat. Nu se știa cum organismul își produce melatonina pe timpul zilei ca să poată fi folosită de mitocondrie pentru reducerea stresului oxidativ pe timpul zilei și nu doar noaptea. A doua metodă folosită de organism pentru reducerea
stresului oxidativ are tot de a face cu melatonina și este o descoperire recentă și am să vă explic imediat. Însă, haideți să vedem până atunci ce beneficii mai aduce melatonina și de asemenea, acesta este un timp potrivit să dați un like la video și în cazul în care nu v-ați abonat încă la canalul meu de YouTube, este un timp potrivit să vă abonați. Deci, să continuăm cu alte beneficii aduse de melatonină. Melatonina este de asemenea extrem de importantă pentru menținerea sănătății sistemului imunitar. Este cunoscut faptul că melatonina joacă un rol important în imunitate și că cei cu nivel scăzut de melatonină sunt mai vulnerabili în cazul infecțiilor cu diferiți virus față de persoanele cu nivel ridicat al melatoninei. În descripția la video am să atașez un link cu website-ul doctorului Roger Sehol vis-a-vis de studiul care dovedea impactul melatoninei în imunitatea la virus, incluzând virusul COVID. Melatonina este un puternic antiinflamator și cu cât avem un nivel mai scăzut al melatoninei, cu atât riscăm să avem inflamații mai mari în organism. Melatonina este un anticancerigen datorită proprietăților antioxidante. Ajută la migrene, ajută la scăderea anxietății și a depresiei. Previne pierderile de memorie, îmbunătățește activitatea cerebrală și scade riscul bolii Alzheimer și demența prin faptul că reglează balanța hormonului HL, hormonul luteinizant, care este în strânsă relație cu boala Alzheimer. Melatonina de asemenea joacă rol important în reglarea și restabilirea ritmului circadian, ritm care afectează starea de dispoziție, comportamentul nostru și de asemenea starea sănătății în general, atât fiziologic cât și intelectual și chiar și ajută la controlarea episoadelor de convulsii epileptice. Melatonina ajută indirect la reducerea refluxului cu acid gastric. Este de asemenea benefică multor persoane care suferă de diabet pentru că acest hormon reduce zahărul din sânge. Deci melatonina este un hormon foarte benefic sănătății noastre. Haideți acum să vedem cum putem, în mod natural, să creștem nivelul melatoninei în organism. În primul rând, spuneam că, pe timpul nopții, aceasta este secretată de glanda pineală. Pentru a facilita o secreție normală de melatonină în timpul nopții, ar trebui să evităm sursele de lumină albastră, în special, după ora 9, precum televizor, tabletă, telefon, lămp și becuri cu lumină albă, cum am și amintit. Ar trebui să evităm mesele târzii, mesele care conțin zahăr, glucoză, seara înainte de a ne pune în pat. Există o serie de alimente care conțin și favorizează producția de melatonină, cum ar fi ouă, nuci, ciuperci, carne de pește gras, fistic, vișine, banane. 93% dintre americani își petrec viața în interioară, departe de lumina naturală a soarelui, și anume 6% din timp în automobile și 86% din timp în clădiri. Stresul oxidativ din mitocondrie duce la inflamații și boli de cancer, demență, diabet și dificultăți de învățare. Dacă pe timpul nopții glanda produce melatonină și este folosită pentru reducerea stresului oxidativ, haideți să vedem cum scapă organismul de stresul oxidativ în timpul zilei și ce mecanisme sunt folosite pentru acest lucru. Studiile mai recente arată că s-a descoperit faptul că în timpul zilei radiația infraroșie care provine de la soare creează în interiorul mitocondriei melatonină. Deci, practic, glanda pineală produce melatonina pe timpul nopții, iar pe timpul zilei melatonina este produsă chiar de mitocondrie, datorită expunerii la radiația infraroșie de la soare. Acum începem să înțelegem de ce aminteam statistica vis-a-vis de cât timp petrec oamenii afară la lumina soarelui și cât în interior. Ca atare, cu cât oferim corpului o expunere constantă la soare, cu atât acest lucru va avea un impact mai mare asupra sănătății noastre. Stresul oxidativ nu este tot timpul un lucru negativ, ci de fapt chiar poate fi benefic, dacă este în parametrii normali. Însă, datorită imbalanței melatoninei, adesea raportul dintre oxidanți și antioxidanți este dereglat. Stresul oxidativ din interiorul mitocondriei ajută la procesarea proteinelor și la lanțurile de transport al electronilor. Globulele albe, spre exemplu, au și ele nevoie atât de stres oxidativ cât și de ardere oxidative. În unele locuri și situații, stresul oxidativ poate fi benefic, dar nici de cum în interiorul mitocondriei. De aceea, mitocondria trebuie să aibă sisteme care să reducă stresul oxidativ rapid și trebuie neapărat să aibă antioxidanți la dispoziție. Trebuie să remarcăm faptul că din lumina soarelui doar 39% este spectru vizibil, restul rămânând un spectru invizibil. Între 400 nanometri și 760 de nanometri este un spectru vizibil, dar între 290 de nanometri și 400 și tot ce este peste 760 de nanometri este un spectru invizibil. Partea superioară a spectrului vizibil este numită radiație infraroșie. Ori de câte ori noi stăm la soare, dincolo de radiația pe care o putem observa ca și lumină, suntem scăldați într-o adevărată baie de
radiație infraroșie și ultravioletă pe care nu o putem observa cu ochiul liber. În interiorul fiecărei celule avem mitocondria, care, pe lângă faptul că este fabrica de energie celulară, este de asemenea cel mai mare producător de melatonină pe timpul zilei când suntem expuși la radiația infraroșie de la soare. Mai puțin de 5% din melatonina necesară corpului este produsă pe timpul nopții de glanda pineală și peste 95% din melatonină este produsă pe timpul zilei de mitocondrie când celulele sunt expuse la radiație infraroșie. Într-un articol științific publicat de Zimmerman și Reiter, se spunea faptul că melatonina produsă la nivel subcelular ar putea fi numită hormonul zilei, pentru că este folosit pe parcursul zilei când ne confruntăm cu un mai mare stres oxidativ. Pentru că mitocondria lucrează la capacitate mai mare, organismul având nevoie de mai multă energie pentru a face activitățile zilnice. Această melatonină produsă de mitocondrie pe timpul zilei, datorită radiației infraroșii de la soare, este produsă la nivel subcelular și ca atare nu produce somn și stare de somnolență, deoarece ea nici măcar nu ajunge în sistemul circulator, ci este folosită direct în interiorul celulei pentru reducerea stresului oxidativ. Acesta este motivul pentru care suplimentarea cu melatonină pe parcursul zilei nu poate să aducă același beneficii pe care îl dă radiația infraroșie de la soare, când mitocondria produce melatonină în interiorul celulei. Această melatonină niciodată nu va da stare de somnolență, ci doar va reduce stresul oxidativ generat de mitocondrie. Altfel spus, nu trebuie să ne apucăm de băut melatonină ca și supliment pe timpul zilei pentru a reduce stresul oxidativ, pentru că nu ajută la nimic, ba din contră, ne va cauza somnolență. Practic, metoda în care putem beneficia de această melatonină intracelulară este prin expunerea la soare. Alte metode posibile am să vi le prezint în videoul următor. Radiația infraroșie poate penetra pielea între 1 și 8 cm și această radiație este extrem de benefică pentru organism pentru producerea de melatonină și noi celule STEM. Radiația infraroșie nu este blocată de cremele de plajă care blochează radiația ultravioletă. Când facem plajă, e bine să folosim creme cu protecție ultravioletă cât mai mare, lucru care ne permite o expunere mai lungă la soare pentru a beneficia de radiația infraroșie fără riscul apariției cancerului de piele. Putem să beneficiem de radiația infraroșie chiar și atunci când avem haine subțiri pe noi de vară, deoarece radiația infraroșie poate să treacă printr-un tricou sau prin pantalon sau o rochie care sunt mai subțiri și nu au mai multe straturi. Însă, acestea vor bloca radiația ultravioletă care este periculoasă. Așadar, haideți să facem o scurtă recapitulare. Astăzi am învățat că melatonina este un hormon foarte important pentru organism care ne scapă de insomnii. Ne ajută să avem un somn constant și să nu ne trezim pe parcursul nopții și dimineața să ne trezim odihniți. Ne ajută să scăpăm de așa numitul jet lag, adică să reglăm rapid ritmul circadian când am schimbat fusul orar. De asemenea, melatonina este un puternic antiinflamator, este un super antioxidant, mai antioxidantă decât vitamina E și decât glutationul. Reduce stresul oxidativ din mitocondrie, deci ajută la regenerarea fabricii de energie celulară. Melatonina are un rol important și semnificativ în creșterea imunității și a rezistenței la virus. Ajută la diabet pentru că reduce nivelul zahărului din sânge, ajută la migrene, are proprietăți anticancerigene, scade anxietatea, depresia și previne pierderile de memorie. Avem studii ce ne arată că melatonina previne apariția bolii Alzheimer prin balansarea hormonului HL. Iar acum haideți să recapitulăm cum putem crește nivelul acestui hormon în organism în mod natural. În primul rând, seara va trebui să ne culcăm mai repede și să nu folosim surse de lumină puternică alb-albăstruie înainte cu 30 de minute de culcare. Va trebui să evităm surse de lumină cum sunt televizorul, tabletele, telefoanele înainte cu 30 de minute de culcare. De asemenea, cu 30 de minute înainte de culcare, lumina va trebui să fie difuză în cameră, o lumină de culoare roșie-oranj, similară cu a unei lumânări, în culoare și în intensitate. A doua metodă pentru a crește nivelul de melatonină intracelular pe parcursul zilei este radiația infraroșie de la soare și pentru a beneficia de efectul terapeutic al radiației infraroșie de la soare, putem să folosim creme de protecție împotriva radiației ultraviolete cu un indice cât mai mare și astfel putem să prelungim durata expunerii la soare fără riscul arsurilor sau apariției cancerului de piele. O a treia metodă de a suplimenta organismul ar fi să mâncăm alimente bogate în melatonină, pe care le-am amintit deja, iar a patra metodă este suplimentarea cu melatonină și aceasta se face cu 30 de minute înainte de culcare. Sunt foarte multe companii care produc melatonină cu concentrația între 1 până la 5 mg, unele dintre ele chiar merg
concentrații mai mari până la 20 de miligrame. În descripția videoului am să adaug 3 linkuri pentru 3 companii diferite de melatonină pe care nu eu le vând, doar pe care eu le-am folosit și le-am considerat mai ok. Am vrut să aibă anumite proprietăți, în primul rând să fie GMO-free, să nu fie modificate genetic, și alte calități vis-a-vis de absorție și alți parametri. Așa că dacă sunteți curioși, uitați-vă în descripția videoului, am 3 linkuri legate de melatonină care este vândută online, nu de mine. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la sfârșit, iar în emisiunea următoare vreau să vă vorbesc despre alte beneficii pe care le aduce radiația infraroșie și cum am putea beneficia de aceasta chiar în casa noastră prin implementarea unor metode relativ ușoare. Iar dacă nu v-ați abonat până acum, acesta este un moment bun să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc încă o dată, la revedere!